Salut și bine te-am găsit la un nou video despre jQuery, la un nou tutorial de jQuery. Astăzi aș vrea să vă arăt două dintre cele mai folosite chestii în jQuery și anume funcția CSS și show hide. Pentru asta hai să mergem în cod. Codul va fi atașat și într-un link sub acest video. Am practic pagina mea web pe care am făcut-o în tutorialul de web design pe care o găsiți de asemenea pe canal. Am pagina asta, am făcut aici în folderul de JS un fișier scripts și am deschis și indexul. Le-am deschis pe ambele aici. După cum știți din videoul trecut de jQuery, în partea de jos, chiar aici înainte să se termine body, noi va trebui să adăugăm librăria de jQuery și apoi scriptul nostru în care vom folosi jQuery. Scriptul este în folderul JS. Aveți grijă la calea asta. Și așa apoi ne trebuie librăria de jQuery pe care eu nu o voi downloada, ci o voi folosi dintr-un asemenea Content Delivery Network. Voi folosi scriptul acesta, de exemplu. Punem aici, aranjăm puțin codul, că nu-mi place chestia asta, nu am nevoie de ea. Cam așa ar trebui să arate. Ok. Hai să mergem în browser să îi dăm un refresh să vedem ce se întâmplă în consolă. Deschid cu F12 consola, văd că nu se deschide, stai să îi dăm un inspect element, consolă. Ok, văd că nu sunt erori de JavaScript. E totul în regulă. Bun, și odată ce am inclus scripturile noastre aici în partea de jos, mergem în scripts.js și pentru prima dată va trebui să facem chestia următoare. Va trebui să facem o funcție goală de genul acesta în care va sta codul nostru pe care îl folosim acum. Ce face această funcție goală? Ea se asigură că tot acest cod din interiorul scriptului nostru se va declanșa doar când documentul este ready, încărcat, adică când toate elementele din această pagină sunt încărcate. De ce vrem să facem asta? Pentru că nu aș vrea să, nu știu, să-i zicem aici în jQuery să se ascundă ceva, să schimbăm culoare la un buton, să facem o animație și acea animație să fie declanșată înainte ca, nu știu, butonul sau acel element să fie încărcat în pagină, pentru că atunci scriptul nu va găsi elementul și nu va ști ce se execute. Deci, întotdeauna, înainte să începem un cod din asta jQuery, vom face o funcție din această goală de tipul acesta în care vom pune codul. Bun, și acum hai să facem prima chestie, funcția CSS. Și pentru asta, din videoul trecut de jQuery, trebuie să știți selectorii și probabil că ați exersat puțin selectorii și știți cum să facem un selector. Și de data asta voi face un selector super simplu pe body, adică pe toată zona vizibilă a paginii noastre. Și cum facem acest selector? E foarte simplu. Punem $, care înseamnă jQuery, și apoi aici înăuntru punem body. Bineînțeles, nu punem punct în față pentru că nu este o clasă, nu punem diez în față pentru că nu este un ID, lăsăm pur și simplu body pentru că este un element de HTML. Și după body, pur și simplu punem un punct și apoi CSS, din nou o paranteză. În această paranteză vom avea doi parametri, două valori, în ghilimele, separate prin virgulă, ceva de genul acesta. Și prima valoare din această funcție CSS va fi proprietate din CSS. În cazul nostru, hai să zicem background. Și în a doua va fi valoarea acestei proprietăți. Hai să zicem red, doar de dragul unui test. Bun. Ce face acum acest cod? Păi am făcut o funcție care se declanșează atunci când pagina asta e încărcată și ne va face background-ul la elementul body, adică la toată pagina pe care o vedem noi, de culoare roșie.
Hai să salvăm, să mergem în browser și să-i dăm un refresh. Da, puteți observa deja că background-ul nostru este roșu. Bine, cum putem folosi chestia asta? Și aș vrea acum să facem un exemplu. Din videourile trecute de JavaScript simplu, cred că ați învățat cum putem folosi un if și cum putem lua într-o variabilă ora curentă, ora calculatorului de aici. Să facem o variabilă pentru oră. Îi zicem oră. Prima dată ne trebuie data, care este new date. Deci în această variabilă dată luăm data curentă a calculatorului, data ce înseamnă ziua, ora, minute, secunde, absolut tot, și în variabila oră noi vom lua doar ora, pentru că de oră avem nevoie. Hai să facem și un test, să vedem că ora este cea bună. Cu acest alert, pentru cei care nu știți, afișăm un pop-up cu o valoare înăuntru. Hai să vedem ce se întâmplă acum. Dar din păcate nu funcționează. Am greșit aici o literă, am mâncat o literă, este get hours. Îi dăm din nou un save, dăm un refresh și ne aduce ora curentă, adică ora 14. Bun. Variabila asta este bună. Putem șterge acest alert și hai să facem aici un if. If ora este mai mică de 18, înseamnă că este ziua și am putea face o chestie interesantă de design, precum să schimbăm background-ul în funcție de momentul zilei. Dacă este ziua afară, să afișăm un background mai deschis, de genul white, și dacă ora este mai. Să punem aici, pentru că tot este iarnă, ora 17 și aici 17 și aici să punem și un egal. Aici avem else if. Așa, și să punem un background negru. În modul ăsta, automat în website-ul nostru se va schimba background-ul între alb și negru în funcție de momentul zilei. Dacă afară este zi, înainte de ora 17, background-ul va fi alb. Dacă este noapte, după ora 17, este întuneric afară, atunci background-ul va fi negru la site-ul nostru. Să vedem dacă el se face alb, pentru că acum e înainte de ora 17. Încă se încarcă pagina. Bun, background-ul nostru este alb, ceea ce e bine. Hai să inversăm puțin chestiile astea, să vedem dacă se face și negru. Să păcălim codul spunând că este noapte acum. Da, el se schimbă. Deci dacă vreți să folosiți o chestie din aceasta interesantă, care poate da un element din ăsta mai diferit site-ului vostru, puteți să faceți, folosind codul ăsta super mic și scurt, un background alternativ în funcție de momentul zilei. Bun, și pe lângă chestia asta vă spuneam că mai putem folosi încă niște chestii, și anume show și hide, funcțiile show și hide. Și din nou voi folosi acest if și else pe care l-am făcut deja pentru a adăuga ceva în plus. Hai să ne uităm puțin la website și să ne gândim ce am putea face. Uite, de exemplu, aș vrea ca să ascundă butonul acesta de Facebook atunci când este, nu știu, zi, pentru că, nu știu, oamenii nu intră pe Facebook ziua, sau nu vreau eu ca oamenii să intre pe Facebook ziua, pentru că nu le pot răspunde. Vreau să apară butonul doar noaptea. Și atunci ce facem? Din nou, trebuie să știm aici selectorii. Mergem în zona de cod unde avem butoanele, adică aici, și trebuie să ne legăm de o clasă, de un ID, de ceva ca să găsim în tocmai butonul de Facebook. Și noi foarte bine avem aici clasa aceasta FA-Facebook, care este doar pe acel buton, adică nu mai e întâlnită nicăieri în codul nostru, deci o putem folosi. O copiez de aici
Și din nou aici pe partea de zi voi face un selector, dar acum voi pune punct în față pentru că e vorba de o clasă, exact ca la CSS. Dacă avem punct e clasă, dacă avem diez e ID, dacă nu avem nimic e element de HTML. Așa? Și aici pur și simplu îi dăm un height. Salvăm și hai să vedem dacă dispare acest buton. Da, a dispărut. Dacă noi venim aici și îi punem un CSS de genul acesta, de fapt nu o să fac așa pentru că vă încurc și vă învăț un lucru care nu e tocmai ok. Hai să mergem în style, să găsim Facebook-ul. Da, nu cred că am aici butonul de Facebook definit pentru CSS simplu. Deci să zicem că noi avem butonul de CSS cu display none. În momentul acesta, ce face acest CSS? Ne va ascunde butonul de, nu de Twitter, de Facebook vreau. Ne va ascunde butonul de Facebook. Am scos scriptul meu de aici, deci butonul de Facebook va fi acum ascuns din CSS, nu din JavaScript. Și să zicem că vrem să facem ceva exact invers, adică să îl afișăm în loc să îl ascundem. Prin acest JavaScript noi putem forța acel buton să apară suprascrind acest CSS care zice să dispară. Hai să mergem în pagină și să vedem dacă el va apărea. Da, a apărut. Bun, cam asta am vrut să vă arăt. Sunt câteva chestii foarte utile și foarte folosite în jQuery, aceste funcții CSS, show și hide. Le puteți folosi în combinații cu JavaScript simplu, punând un if, un else, un while și așa mai departe. Puteți să vă folosiți și de alt cod JavaScript în paginile voastre și așa puteți avea chestii interesante și, nu știu, mai diferite așa în website-urile voastre. Data viitoare cred că aș vrea să vă arăt cum putem face o animație, cum putem declanșa o animație folosind jQuery. Din nou un lucru util care dă o notă mai interesantă website-ului nostru. Cam atât am avut pentru azi, ne vedem data viitoare.